Dragilor, am ajuns din nou acasă la Iuliana Bică, pe care ați putut-o cunoaște pe site-ul nostru, speranța pentru România.ro, pentru că ea suferă de cancer. Sunt astăzi acasă la ea pentru că împreună vrem să vă transmitem un mesaj de mulțumire, pentru că în toată această perioadă, de mai bine de 2 ani de zile, dumneavoastră ați fost cei care ați donat pentru ea pe site-ul nostru și în toată această perioadă am reușit, cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, să o susținem cu toate costurile personale aferente bolii. Mă refer aici la tratamente, medicamente. Nu mai rețin dacă ai trecut și prin operații între timp, de când nu ne-am văzut noi. Nu, citostatice și radioterapie și investigații cu RNL, uri, CT-uri și toate analizele. Multe dintre ele le-ai plătit. Da. Da, și foarte multe drumuri la București, pentru că ea plătește o mașină care să o ducă la București, se deplasează foarte greu, o doare acum foarte rău burta, este legată, de fapt, rinichii, din ce am înțeles. Practic a trecut printr-o perioadă foarte, foarte dificilă și în toată această perioadă toate costurile au fost acoperite de Asociația Speranță pentru România. Faptul că sunt astăzi acasă la ea este o confirmare că donațiile dumneavoastră ajung la destinație. Iar acum te rog pe tine să mulțumești, să transmiți un mesaj de mulțumire celor care au donat pentru tine pe site-ul nostru. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de mine și m-au susținut în această perioadă datorită acestei asociații și oamenilor buni care m-au susținut și au fost alături de mine. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul meu și vă rog din tot sufletul meu să mă susțineți în continuare când am nevoie. Cum ai fost ajutată până acum? Ca să audă oamenii chiar de la tine. Cum te-au ajutat donațiile oamenilor prin Asociația Speranță pentru România? De câte ori am avut nevoie personal să plec de acasă, am luat legătura cu domnul Samuel și i-am spus dânsului pentru situl necesar ce am nevoie și nu s-a pus problema, suma care am cerut-o aceea mi s-a dat. Acum la final, încă o dată vă mulțumim, vă rugăm să o purtați în rugăciune dumneavoastră, pentru că mâine va pleca în Germania la un nou tratament, are nevoie de susținerea noastră, costurile personale pentru deplasare și tot ce este acolo deja au fost acoperite tot de Asociația Speranță pentru România, tratamentul este decontat de stat, însă restul costurilor de la transport, cazare, mâncare trebuie acoperite de către Iuliana. Au fost acoperite, după cum vă spuneam, și vă mulțumim că ați fost alături de ea. Lupta aceasta cu cancerul continuă, este o luptă pe termen lung, foarte dureroasă, momente foarte dificile, de aceea, dragilor, dincolo de nevoia financiară, este și nevoia de rugăciune, ca Dumnezeu să o ajute să treacă cu bine și să aducă vindecare, pentru că nu este ușor, mamă, în același timp să duci lupta aceasta. Vă mulțumim și Doamne ajută! Dumnezeu să vă binecuvânteze familia dumneavoastră, oameni buni care m-a susținut și vă rog din tot sufletul meu să mă susțineți în continuare.